Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A. Link în descriere. Salutări de pe trompetă, eu sunt Flash și sunt foarte, foarte entuziasmat pentru că în motovlogul de azi avem un microfon nou pentru prima dată și am ales să pun motovlogul ăsta totuși și pe canalul principal, pe cel pe care există și gaming, pentru că subiectul despre care o să troncănim azi de pe trompetă este un mouse și vreau să vă zic că în foarte mulți ani, nu știu să vă zic exact cât, sunt efectiv șocat de un produs lansat pe piață, nu știu. Și mai exact mouse-ul pe care mă duc acum să-l iau, pentru că asta e ideea, îmbinăm utilul cu plăcutul și cu conversația și așa mai departe. Este vorba despre mouse-ul Razer Viper V3 Pro, pe alb în special. Și ăsta e mouse-ul pe care mă duc să-l iau și mă duc să-l iau pentru că în primul rând voi m-ați făcut curios despre mouse atunci când am comparat eu un mouse de la Akiris cu Superlight-ul 2, mouse-ul pe care l-am eu ca și mouse principal. Ei bine, la acel video mi-a zis voi de Viper, iar recent am zis, hai să mai testez și eu, că nu mai sunt, e clar că nu mai sunt la curent cu nimic. How, how? Bun. Da, și am zis, na, Viper, să vedem cu ce a venit Razer și bineînțeles că m-am uitat și eu pe YouTube, așa cum facem cu toții, probabil, când vrem să aflăm chestii despre un produs. Iar lucrul pentru care sunt șocat vi-l spun imediat, dar mai întâi vă invit și vreau să vă zic, apreciez dacă apăsați butonul de like și dacă vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja. Eu sunt Flash și merg pe motor de mult timp, fac motovloguri de foarte mult timp, doar că în ultima perioadă am lăsat-o foarte moale spre deloc cu ele. Iar na, pe canal aici o să găsiți motovloguri, gaming, review-uri, chestii din studio sau mai bine zis ce sau tot ce îmi place mie și majoritatea lucrurilor de care sunt cât uși de puțin pasionat. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Și hai să intrăm direct în pâine cu lucrul care m-a șocat despre mouse-ul ăsta și efectiv pe tot YouTube-ul nu cred că am găsit o persoană care să zică măcar un lucru negativ despre acest mouse. Deci nu ai cum așa ceva, toți laudă din toate punctele de vedere, de la butoane până la butoane laterale, scroll, carcasă, că nu este șubredă deloc și este foarte ok, foarte închegată și nu doar atât, iar toate chestiile astea sunt făcute în comparație cu Superlight 2, mouse-ul meu main de acum. Și am zis că, mă, arată bine mouse-ul. Eu oricum am cum să zic, Razer ar fi, cred că s-ar traduce din engleză, plăcerea mea nevinovată sau ceva de genul ăsta. Deci mereu mi-au plăcut mouse-urile de la Razer, numai că nu am avut eu prea multe mouse-uri Razer. Estetic vorbind, mouse-urile Razer seamănă oarecum așa ca linie de design, sau cel puțin asta mi inspiră mie, cu Lamborghini. Adică, nu știu, cel puțin când privești mouse-ul, în partea cu mufa, unde ar fi avut un mouse clasic, firul, da? Din partea aceea, cumva mie mi-inspiră Lambo. Și mereu mi-a inspirat chestia asta, orice mouse de la Razer au avut designul ăsta și cumva prin asta, nu știu, m-au făcut să-mi placă. Dar mă rog, nu pentru design e un mouse ăsta, vă dați seama că altfel până acum aveam și alte mouse-uri Razer, dar pentru performanțele sale și pentru faptul că cică ar fi mouse-ul nemaipomenit și cel mai bun mouse din 2024 sau cel mai bun mouse de până acum. Și bineînțeles că are toate specificațiile de top, alea cu râdeam pentru că am dat din picioare efectiv de când am oprit, ca să zic așa, la semafor și mașinile din fața au tot înaintat câte puțin, eu am împins-o din picioare. Specificațiile precum polling rate de 8000 de Hz, vreo 40.000 de DPI, oricum
n-ai nevoie de atâția DPI și, bineînțeles, switch-urile optice și așa mai departe. Adică, practic, e un mouse demn de 2024. Hai să vedem, s-a pus verde și în curând ajungem la mall, de unde o să-l iau din Altex, unde l-am găsit în stoc, pentru că Altex usually are prețuri foarte bune. Îmi pare rău acum, sincer, că l-am tot vânat, ca să zic așa, și îl găsisem la 690 de lei, ceva de genul, era la o reducere mult mai bună, doar că până m-am hotărât să-l iau a crescut la 749, adică mai mult decât am dat pe Superlight, dar na, facem efortul ăsta și pentru comunitate, și pentru mine, ca să-mi fac plăcerea și așa mai departe, pentru că oricum și voi mi-ați tot spus că, na, trebuie neapărat să testez V3-ul. Deci, voi sunteți factorul principal, guys. Și vă mulțumesc pentru sfatul ăsta, dacă să-mi placă mouse-ul, na, înseamnă că a fost un sfat bun și o idee bună din partea voastră. De emoții mi-am uitat și mănușile acasă, efectiv, mi-am dat seama la motoretă că, bă, n-am băgat mănușile în rucsac și nici în mână nu le-am luat. Cred că ar fi trebuit să mă urc pe trotuar pe acolo și o punem invers, lăsată în viteză, ca să nici nu cadă într-o parte, mă rog, și nu pe iarbă. Cum am auzit până acum? M-am auzit bine oare? Puteți să-mi spuneți voi în comentarii cât îmi deschid și eu casca și mă teleportez în magazin ca să iau mouse-ul. Și am luat mouse-ul, bine, am stat cam mult la coadă, pentru că era lume în fața mea, mă, ce să faci? Și așa e când e lume, trebuie să stai, n-ai cât să fă. Oare pe aici poți să ieși undeva? E gen parcare, nu știu că poți să ieși pe partea elaltă, cum aș vrea eu, așa că ne băgăm pe aici. Dar da, mă bucur că l-am găsit, erau doar două bucăți la raft. Și sincer să fiu, e bine, rău de tot aprovizionat Altex-ul ăsta pe partea de gaming, adică na, dacă ai rămas în pană, ți s-a stricat ceva și trebuie să ții de urgență. Dacă e până în ora 10 și poți să dai o fugă la mall, e perfect. Vă place, mă, chat stickerul meu? L-am pus special invers, mi s-a părut că arată mai caterincă. Știți că mie îmi place să fac chestii stupide, na, e specialitatea mea. Hai să vă povestesc fază tare de când stăteam să plătesc mouse-ul. Băi, scoate tipa de la casă mouse-ul care era legat de un alt mouse cu alarmă, gen erau puse câte două pe alarmă, și mă întreabă, de fapt nu mă întreabă, îmi zice, ai doi în garanție, vrei să ai 4 ani cu nu știu câți lei? Și zic nu, și fix când îi răspundeam că nu, scapă femeia mouse-ul, dar cum crezi, nu că îl scapă, a dat să-i cadă și a dat o palmă, gen ea ca să-l prindă, știi? I-a dat o palmă și a sărit în sus și după aia a fost ca la circ, o fază de aia, de nu mai reușea să-l prindă din aer și a aterizat pe scaun. Deci dacă are ceva mouse-ul chat, știți cine-i de vină. Adică știu cine-i de vină, că voi n-ați văzut-o pe tanti de la casă. Acum, dacă întrebarea e, o să faci review la mouse, cu siguranță o să vorbesc despre el atât în live-uri cât și poate într-un video nou ceva. S-a auzit ceva, zici că... Deci că a fost accidentul lor. Deci, na, așteptați-vă să vedeți într-adevăr clipuri cu și despre acest mouse. Nu știu dacă neapărat un unboxing, pentru că YouTube-ul este full. Dar vom vedea ce vom face. Treaba e destul de simplă, dați subscribe și stay tuned. Iar acum hai să vedem. Te apreci și tu? Cât mă? E și 30? Ai de capul meu! La ora asta trebuia să dăm drumul la live și uite unde sunt eu! Efectiv, uitați-vă unde sunt! Mamă! Mi-a scris bebe! Mi-a scris de la 8 fără 10 și acum este 8 jumate. Mi-a scris că a ajuns acasă și că o să mănânce și își face duș și este gata pentru canter. Dar i-am zis că aș vrea să merg după mouse, acum nu știu dacă o să mă aștepte, nu o să mă aștepte. Vom vedea, o, să rămână, mulțumesc, Doamne le ajută. Ideea e că n-am vrut să merg în timpul zilei, aș fi putut să plec la 5.
dar ce trafic era la 5 și uitați-vă ce e acum, la ora 8. Gândiți-vă ce era la 5 pe aici. Ferească Sfintul, adică jale. Da, miroase a șifonier de la bătrânesc. Dar nu știu, de la vreo mașină de pe aici, băi, e groaznic, groaznic, groaznic. E, mamă, m-a trăznit mirosul ăla rău de tot. Ha! Mamă, cum miroase, băi, băiatule, bă. Fuh. Murim. Mamă, ce miros, bro. Grețos maxim. Dar cum să-ți miroasă pe eșapamentul așa? Adică, ce ai băgat, bro, în benzină? Ai băgat naftalină de aia de pun bătrânii în șifonier? Ce Dumnezeu? Hai da! Mamă, ce bine e fratele meu la răcoarea asta unde e lac și verdeață în apropiere. Hai de capul meu cum se simte. Mi-a fost și răuț un pic azi, n-am de ce să vă mint. Cam toată ziua am simțit un pic cam meh, dar răcoarea asta pe motoretă și să-i tragi și un pic gaz așa, să eventual să îmbini răcoarea cu mirosul de benzină. Doamne, 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 ce medicament direct. Vă reamintesc că aveți reducere la absolut orice comandă pe PC Garage cu codul AMFLESH, adică fix numele canalului, și vă puteți scoate transportul sau măcar un cico. Ce face, mă, tata ăsta? N-au loc două mașini, mă scuzați. N-au loc două mașini. Incredibil. Am circulat și eu pe aici cu mașina și au loc două mașini, credeți-mă, și nu știu, nu mi se părea că mergea prea pe mijloc loganul din dreapta sau ceva. Mă rog. Da, dacă s-a auzit trash motovlogul, cer scuze, înseamnă că încă n-am nimerit setările, pentru că ăsta e primul motovlog cu nou microfon și microfoanele fiind diferite, n-am, vă dat seama că... În studio n-am cum să fac reglaje, pentru că n-am cum în studio să fac sunetul trompetei să se audă, știți ce zic? N-are PC-ul vreo tobă sport și nici vreo motor pe el. Da, mă, guys, mă, o zi cât mai bună, asfalt uscat, mergeți cu mănuși, nu le uitați ca mine, și bucurați-vă de sezon cât mai e, că mai e, na, până la anul nou, eu zic că o să tot scoatem motoreta din când în când. Poate băgăm mai multe motovloguri în perioada ce urmează, până intră la iernat, că anul ăsta a fost varzaos pe capitolul motovloguri.